Dacă Alex, colegul nostru, ne-a obișnuit ca în fiecare dimineață să ne ducă în locuri frumoase, la cafenea, să ne arate tot felul de tipuri de cafea, de și cappuccino, ceai. Ceai. De data asta, Alex a ales să fie serios. Astăzi este la spital, intră într-o sală de operații și ne spune cum putem trata afecțiunile vezicii urinare prin tehnologie, pentru că tehnologia e peste tot. Bună dimineața, Alex! Neața! Neața, Ramona, neața, Cuza. Într-adevăr, în această dimineață vin cu mai multe tipuri de operații. Glumesc. Încerc să fiu totuși în stilul meu, pentru că oricum este fascinant. Este pentru prima oară când intri într-un bloc operator. Alături de mine este domnul doctor Niță. Bună dimineața. Iertați-mă că vă deranjez. Nu știu dacă ați avea nevoie de un asistent ca mine, așa energic, să vă umple cu energie atunci când sunteți la operație. Un asistent am nevoie, nu așa energic. În sala de operație trebuie să vă energia trebuie să fie un pic mai jos. Vorbim astăzi despre afecțiunile ce pot apărea în cazul vezicii urinare. Vreau să ne faceți o mică descriere. Care pot fi acestea, care se pot trata în afara blocului operator și care necesită o astfel de intervenție? Și că vezica urinară e un organ de care de multe ori ne dăm seama că îl avem. Iar are rolul de rezervor, de a magazina urina între două urinări, da? Ne ducem și îl evacuăm. Numai când nu-l avem, ne dăm seama cât de dificil și cât de tare ne schimbă calitatea vieții. Afecțiunile vezicii urinare sunt foarte diverse, de la chestii foarte simple, gen infecții urinare, foarte frecvent întâlnite la femei, când nu beau lichide suficiente, da? Și atunci și microbii pot pătrunde din afară și pot da aceste infecții. Chestii foarte simple, se tratează în ambulator, nu necesită evident nicio internare și nici intervenții. La chestii mai complicate, cum ar fi calculii pietrele în vezica urinară, care necesită niște intervenții minimale pentru a fi distruși, la polipi în vezica urinară, care sunt datorați unor factori nocivi din mediu, cum ar fi fumatul sau cum ar fi alte toxine din mediu, și aceștia se tratează relativ ușor printr-o intervenție care folosește canalul urinar, până la boli foarte grave, da, tumori vezicale, afecțiuni care se pot complica, care pun viața în pericol, care pot da metastaze și care nici măcar în zona pandemiei nu au fost interzise acest tip de intervenții chirurgicale. Intervenții laborioase care necesită extirparea acestui organ de care vorbeam, adică vezicii urinare. Și în acest context ajungem în blocul operator, în sala de operație. Din păcate, da. Din fericire există această tehnologie de ultimă oră, așa numită chirurgie robotică. Robotul, l-ai văzut și tu aici, te-ai jucat și tu cu M-am el. M-am jucat înainte, da? Era gata să nu intri la live. Deci robotul nu îi operează el singur. Dacă îi spunem acum să opereze, nu face nimic singur. Da? Este de fapt un telemanipulator care ne ajută să pătrundem în spații foarte înguste ale organismului. Ai văzut și tu că vezi tridimensional acolo, vederea este de foarte bună calitate, da? Deci vezi structurile foarte fine, structuri care pot fi salvate, astfel încât după operație să extirpi ceea ce e rău, să extirpi organul, dar să păstrezi tot ce înseamnă funcționalitatea organismului. Care sunt avantajele acestui tip de operație? Pentru că, ok, este precizia, dar care sunt și celelalte elemente care ne ajută pentru... Păi, noi nu suntem cu pacient real, noi facem și ca și piloții de avioane, asta necesită un training special și permanență, da? Și se pot vedea că sunt niște incizii de foarte mică, da, foarte mici dimensiuni, circa un centimetru, cu care pătrundem cu aceste instrumente în interior, da? Lucrăm acolo și poate și arăți cât de bine și frumos se lucrează și ușor, da? Lucrăm în interior, tăiem țesuturi, scoatem organele bolnave, da? Și totul se întâmplă prin aceste incizii foarte mici, văzând foarte bine structurile vasculare și alte structuri, și putem să evităm orice sângerare intraoperatorie. Recuperarea este mult mai rapidă. Evident. De a doua zi pacientul este, dat fiind aceste incizii foarte mici și faptul că poți să prezervi organele, structurile, astfel încât să nu faci o foarte mare damage, să nu faci o foarte mare pagubă la nivelul organismului, atunci recuperarea. Domnule doctor, vă mulțumesc foarte mult și vă propun ceva în această dimineață. Nu v-am anunțat înainte, dar iertați-mă, sunteți foarte deschiși și drăguți ca de fiecare dată. Să facem un schimb de rol. Vă ofer microfonul și voi trece la robot. Dragilor, vă doresc o zi minunată. Trebuie să fim precauți de fiecare dată și să ne gândim din timp pentru a ne păstra sănătate. Trec la treabă, pentru că v-am spus, vreau să învăț lucruri noi în această zi. Și eu trec la treabă, Răzvan și Dani, aveți legătura? Alex, îți mulțumim foarte mult. Uite cum ne-ai adus aminte că ar trebui să mai mergem să facem și noi un set de analize. Da, prevenția e mai măcar o dată pe an ar trebui să ne punem mințile în cap. Îți mulțumim încă o dată, informații utile la prima oră, dar avem informații și mai interesante din bucătărie. Sper să ne iasă preparatul încă o dată, Răzvan. Deci oamenii operează cu robot și ție nu ți-e tremer de nele de 4 zile, mă. Deci oamenii lucrează de la distanță.
Ce coleg fain. Fac operații cu Da Vinci ăsta, sau cum cheamă, da, incredibil. Da, da, da. La faptul că l-a lăsat pe Alex Munteanu să pună mâna pe sculele de ultimă generație, domnul doctor, cu toată stima, da, dar da, nu e cea mai bună decizie. Deci, băi, ducă, fii atent!